Armata rusă nu își va întrerupe operațiunea militară din Ucraina pentru următoarea rundă de negocieri de pace, a declarat luni ministrul rus de externe. Potrivit lui Sergei Lavrov, nu va mai avea loc nicio pauză de la atacuri, atât timp cât nu se ajunge la un acord final, scrie, potrivit The Guardian. Într-un interviu acordat televiziunii ruse de stat, Lavrov a afirmat că nu vede niciun motiv de a nu continua discuțiile cu Ucraina, dar a insistat că Moscova nu va întrerupe operațiunea militară atunci când părțile se vor întâlni din nou. Ministrul de Externe a mai spus că președintele Vladimir Putin ordonase suspendarea acțiunii militare în timpul primei runde de negocieri ruso-ucrainene la sfârșitul lui februarie, însă poziția Moscovei s-a schimbat între timp. După ce ne-am convins că ucrainenii nu au de gând să răspundă la fel, s-a luat decizia ca, în timpul următoarelor runde de discuții, să nu se facă nicio pauză atât timp cât nu se ajunge la un acord final, a mai precizat Sergei Lavrov. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe a acuzat Kievul că a prezentat Moscovei un proiect de acord de pace inacceptabil, care se abate de la acordurile pe care părțile le-au încheiat anterior. Kievul a respins comentariile lui Lavrov ca pe o tactică de subminare a Ucrainei sau de distragere a atenției de la acuzațiile de crime de război împotriva trupelor rusești. În interviul transmis luni, Sergei Lavrov l-a criticat pe șeful diplomației europene Josep Borrell pentru afirmația că acest război se va câștiga pe câmpul de luptă, subliniind că aceasta implică o schimbare semnificativă a regulilor jocului, notează EFE, citată de Agerpres. Ceea ce a spus Josep Borrell, chiar și în acest context agresiv și fără precedent, schimbă semnificativ regulile jocului, a afirmat Lavrov pentru canalul Rosia 24. Editor 1.